Incident șocant în Cisnădie, județul Sibiu. Un polițist angajat al Serviciului pentru Acțiuni Speciale a agresat un șofer în trafic. Scena extrem de violentă a fost filmată de o cameră de bord. Polițistul, care se afla în timpul liber, s-a ales cu un dosar penal și este cercetat disciplinar. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Polițistul conducea o platformă cu care transporta o mașină. La intrarea într-un sens giratoriu, se vede cum un autoturism aflat deja în rond îi trece prin față și virează într-o benzinărie. Șoferul platformei oprește și el brusc și se repede la bătaie. Lovește mai întâi cu piciorul, direct prin geamul coborât al mașinii mici. Dă apoi de mai multe ori și cu pumnii. Efectiv a intrat cu piciorul pe geamul meu, m-a lovit în cap, după aia mi-a dat pumni, picioare și mi-a îndoit și ușa la mașină. Era foarte agresiv, n-am avut cum să vorbesc cu el. Victima, un tânăr de 18 ani, șofer de numai câteva luni, a încercat să iasă din mașină, dar portiera i-a fost blocată de agresorul care a continuat să dea. Copilul avea semne vizibile de panică și lovituri la față. Îmi spunea mama, am încercat să mă apăr, dar abia că am putut să mă feresc de loviturile care veneau în ploaie. Agresorul s-a făcut nevăzut, iar victima a mers la poliție să reclame incidentul. În timpul investigațiilor, anchetatorii au descoperit că suspectul este și el polițist, dar era în timpul liber când s-a petrecut incidentul. În vârstă de 39 de ani, agentul este angajat al Ministerului de Interne din 2006. A lucrat la investigații criminale, dar acum activează în cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, ceea ce explică abilitatea și forța cu care a lovit. Aceste imagini practic confirmă faptul că polițiștii sunt supuși unor factori stresori extraordinari. Fără suport de specialitate, nu știi cum să ți le gestionezi și cum să le mergezi în așa manieră încât să renunți la ele fără să te afecteze ulterior pe tine în viața privată. Inspectoratul de Poliție Sibiu a anunțat că pe lângă dosarul penal pentru loviri și distrugere, agentul este vizat și de o cercetare disciplinară declanșată după incidentul violent din trafic.